Salut, salut! Da, băieți, și din câte se pare, noi suntem aici pe Facebook, oricum nu o să vedeți numele lui Mario Stascali. No, nu mă găsiți voi așa repede cu langiilor. Așa, și voiam să vă mai zic că, că, stai un episod de tot de pare cum m-am obișnuit în sâmbata. Da. Aici avem aici și noi un Sepal Hai să te las pe tine dacă e, să povestești despre... A, ah, dacă mai aveți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Câte like? Cu 50, 60 de? 50, hai 50. Să ugea, 50 de like ok, hai să vedem care e faza cu țepalul ăsta Deci bun bă, mă băieți, după cum v-am obișnuit, am găsit un... nu am găsit un nou țepar, am vrut să mă gândesc, m-am gândit voi eu n-am povestit niciodată și n-am arătat nimănui chestia asta cu țeparul de pe RPG4 După cum nu, probabil nu știți, eu am avut pe, cont... pe RPG4, a fost primul meu server de sam pe care m-am jucat eu prima dată de fapt, a fost o dată experiență prin 2013 pe RPG 1, în care m-am jucat și chiar m-am distrat. După aia dup m-am lăsat o perioadă, un an sau doi. Și după aceea m-am reapucat din nou de RPG4. M-apucasem prin 2016. Deci efectiv trei ani am avut de inactivitate pe acel joc. Și după aia am revenit în forță. Mi-am făcut un cont. Dacă vreți să, o să, o să arăpă pe la final contul. Dacă este nevoie. Și vă povestesc acum. Eu intrasem în, prima, în primele mele mafii am, avut, am fost în GSB, am fost în Avispa, am fost în Six Sniper Moves, am mai fost o dată în GSB. Am avut 5 mafii în care am jucat și după eu puteam să continui să joc mai departe, să ajung mai sus decât am ajuns acum cu sampu, cu mafiile și chestii de, de genul. Pentru că, după cum ați văzut poate pe celelalte episoade, am avut o episoade în care am, am luat 6 în Southern Pims pe RPG 1 și știți foarte bine chestia asta, am fost și banat, de asemenea. Mulțumesc, Marian. No și vezi. ca să trec la subiect, pe băiatul acesta îl știu de mai mult. Din cauza Facebook-ului, pentru că acum am observat Facebook-ul, mi-a șters uh, mesajele cu acest băiat. Adică aveam, vorbeam, vorbeam de PUBG, vorbeam că aveam, mă jucam eu PUBG la un vor acasă, vorbeam că jucam nu știu ce joc, ne jucam amândoi Samp înainte, pe RPG2. Pentru că o să vedeți mai la conversație că băiatul s-a jucat pe RPG2 și am și pe mei de chestia asta. Și, am lăs- și a rămas chiar fix despre ce vreau să vorbesc astăzi. Ultimele amănunte au de care nu am nevoie pe acest video a scris că dacă vrei, intră la or, îi rup. El era jucător de Muffin pe atunci era pe RPG2. După cum știți, eu vorbeam majoritar cu persoane care erau un domeniu mafilor. Și știe și foarte bine chestia asta, că majoritatea persoanelor mm -hmm. pe care le cunosc că mafii. Și News Reporters actual, nu au dau nume. Azi, eu vă zic din stradă pe acum, ca să nu mă critica să mă judecați. Eu aveam vârsta de 12 ani aici. În 2017, pe, Martie, pe martie. A, 13 ani în 3 luni. Ca să vă dau și să vă spun și când mă năsteam. <laughs> da. Să vă pară rău. De existența mea. O să o fac un chin maxim. Deci, băieți, i-am zis eu că stai, ca... stai mă calm, că le fac eu față. Da, le-am făcut față până ne să mă ia. Nu încerca să-ți dai pe contul meu, nu te las. Dacă voiai, îți dădeam contul secundar. Dacă nu, bine, rămâi pe RPG 2. Ca să înțelegeți, băieți, băiatul acesta a vrut să-i apuce pe RPG 4 și am spus, bă, frate, dacă vrei, îți dau contul secundar. Era mic, level 5, level 6 și aveam un cont principal cu level 27, parcă. Când mă jucam 14 pe RPG 4. Aveam avere destul de mari, dacă o să vă că nu mai am nicio avere. Nicio avere pe contul acela. Și eu am avut teama, cea mai, mare încredere în baiatul ăsta pentru că mă cunoșteam de vreo un an, doi, pe perioada aia. Să, ca să fiu sincer, un an, doi mă cunoșteam cu baiatul acela și am zis, bă, hai frate, îi dau și lui cont, îi dau secundarul, frate. Și am zis eu, dacă nu vrea contul de secundar, i-am spus pe, că să rămână pe RPG 2. Adică, și chiar și la 12 ani ai mei, când eram un copil prost, tot am putut să o gândesc să zic chestia asta. Dar mai prost când mi-a mi fost par contul. Bă frățioare De ce nu? Mi-a zis el Dacă, dacă aveam acum 16 ani m-aș fi gândit și eu Bă frate, stai, asta e cam prea, prea direct Acum, înainte ziceam Da frate, fratele meu, respect Super, respect Kendama Îți dau secundarul? Cum crezi? Păi nu am nevoie de el. Și băieți, vă zic din stat. Aici i-am dat toate. I-am dat și Nicu, i-am dat și Parola, i-am dat și ul Doar că le-am știut ca să fie confidențial pe video, ca să înțelegeți. Nu mai plurăm, că sunt prea multe bluri după aceea. Nicu era Roxoiu 1, pentru că aveam, aveam deja contul principal care era numele Roxoiu. puteți să vede, puteți să mi să, să faceți ce vreți, oricum e deja pierdut. Te de aștept pe server ca să ne... Eu am zis să mă joc și cu puțin. Au fost zile în care chiar m-am jucat cu el. Am i-am dat și IP-ul, de parcă nu-l știa. I-am zis dacă nu intră, l-am întrebat frumos dacă intră și a zis că intră. I-am zis, frate, de, de, pe atunci am zis, bă, să nu-ți spargi contul rog Ți-am ți dat pe cel secundare, e tot tot diferit și nu mi-ești prins parola, Hai că era diferit dacă e ceva. Frățioare, mă crezi pe mine, ți-e par? Da, nu, no, ești fratele meu, ce ai? Nu mă, zic să nu încerc să intri pe contul meu, doar intră pe secundar, vorbim acolo. Încă o rundă câștigată, nu mai știu, parcă era ceva pe sau war. e că eram la ceva war, că tot vorbeam de war. I-am zis, nu vii la, nu vii la ăsta, nu vii pe samp? Și ai zis că imediat boss. Și n-am mai jucat acolo pe Sun, v-am zis. Au, 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 fost două zile, trei, în care noi ne-am jucat, efectiv. Uite, chiar și pe șapte. Șaptea patra. 7 uh, șaptea patra. Trecu să deja o lună și nu mi-era contul spart. Frate, mă poți ajuta cu niște bani pe RPG4? Probabil l-au fticat chestia asta că nu i-am dat niște bani de pe cont. I-am făcut... <laughs> Cine o știe, o știe, eram mic, nu... Eu râdeam <laughs> la chestia de genul. În ce să acum ai văzut și tu, da, IQ-ul meu decibelic de la 12 ani, mă bătea viața. A, iau te, mai, erau, mai treceau 10 zile și era ziua mea. 05-05, deja, deja erau cu o zi după ziua mea. Deja, deja era, aveam 13 ani, am începea să, da, și tot la fel de asta am rămas, <laughs> like. Ia vezi frate, bă, m-am trezit și eu după 3 luni, după ce îmi se contul, două luni Bă Mirele, mi-a mai spart și contul aproape de ziua mea, mi se pare De ce dracu' mi-ai spart contul de rockstar de perpici 4? Mirele răspunde Ce răspunde și ăsta, avea 16 ani, un pula mea pe atunci ca așa am mu muie dincolo forța o. Fai de viața mea, la 16 ani, bă, gândesc mai bine decât asta. Asta pot să vă zic din start Bă, eram prost la 12-13 ani, vă zic, asta, mă prost rău. Adică, nu gândeam, nu, nu. Nu am țepe după țepe, frate, ca orice copil actual. Mai să și copii cu scara la cap, nu ca mine la 12-13 ani. După aia, ce credeți că ai cu pe mine sau am avut și eu după aia, frate? L-am întrebat după un an? L-am întrebat după un an dacă. Acum, 2020, -a, mi-a zis și eu, bă, hai că la catenică, vorbeam despre cont pe, de pe pg 4. Și ai zis, bă, -te, poate, poate i-a, revenit și tu, ăsta creierul să nu-mi dea o țeapă, să-mi dea contul, că și așa nu se mai jucă de vreo 2-3 ani. Bă, bine, că tot mai mai joci și că probabil te-ai maturizat, poți să-mi dai și mie parola pe contul de pe RPG4, că n-are să faci în copilării de genul. i zis, frumos, bine, îți dai seama că probabil că, ești și în morții mătii. Da, și așa eu mi-am pierdut contul de RPG 4, vă arăt imediat, am fost fuziune cu RPG 2 și o să vă că RPG 4 Anders rock players, search player, foarte frumos aici, RPG4, rock Acesta a fost contul meu, 600 de ore făcute am pulea. level 27 și am 600 de ore vere. Ca să nu ziceți, eram un praf la mafi, credeti mă pe cuvânt atunci, am un părlit. Aveam, stăteam până la rank 1, rank 2, ia, uite, am 60, 60, aveam rank 2. Ca să vedeți, că, că și, pe atunci eram un codat mic și prost. Am, am, am luat uh, kick uh, Faction Punish pe motiv banat, fusese în banat, am avut interdicție 3 luni Când a revenit mă tata vostru? Peste o lună, am revenit Am intrat în 69. apoi am intrat în GSB-ul Ibra care era plin de cuda și era royal -ul. Păi Apoi am intrat la Vispa, inactive în kicked Și vreți să vă zic de ce am luat eu inactive în kicked? Că eu, nu mai, că eu mă cu din cumodpec și nu știam să folosesc Sampu în 2017 Okay. Și da, nu am rang 2 pe atunci. Erau, eram la apropiere să iau 2. Ca să vedeți property, nu mai am absolut nimic pe aici. Două bike-uri. Ok, că mai am skin-ul ăla de Blue Shadow. Da, uite aici. De un caca. Ăla era singura chestie pe care am lăsat-o cont, Nu știu cât de bo a fost. Dar de fapt, cred că nu pot să-mi schin Mi se pare. Da, cam asta este contul pe care l-am pierdut. Am pierdut și secundarul și principalul. Nu mă jutecați, aveam 12 ani, 13 ani, n-avem, eu nu gândeam, nu percepeam lumea cum o percep acum. Bine, nici acum nu o percep, dar în fine. De exemplu, dau flash! Mă le mă Eu am fost Mario și până data viitoare 12-13 ani, la revedere. Da, veți, deci că dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să, să apăsați butonul de like, un subscribe, un share și eu am fost cu zile, a fost Mario și până data viitoare, noi v-am salutat, ceau, pa, pa!